fără Mircea eu n-are niciun rost să vorbesc eu. L-aș lăsa pe el să vorbească mai multe despre lucrul ăsta. Ne-am cunoscut ieri și ne-am împrietenit. Personajul meu, după cum arată și fața, este blondul. Și este cel care o ajută pe Nana Stanca în tot. Este băiatul din casă. Cel care știe lucrurile pe care procurorii încearcă să le descopere. Și încerc să o sprijin, să o protejez cumva. Cred că mai mult un suflet care încearcă să ajute neștiind exact consecințele. Așa că Mirce este și el complice. Deci noi suntem doi complici acum. Într-un fel, personajul meu e inseparabil de Mircea și mi-am dat seama ieri pe platou. Acțiunea fiind la Dunăre, lipovenii ăștia au și niște rădăcini. Și trage în zona aia, trage. Că-i tăcut personajul meu, nu zice multe. Le-am zis toate vorbele ieri. Și de acum începem să ne ducem toată vorba în interior și să o lăsăm să iasă prin ochi. Că așa trebuie să fie. Ceea ce e mult mai complicat, dar Mircea mă ajută foarte mult, că el nu zice nimic și în același timp spune tot. Și de la el am învățat să tac. Și e foarte bine. Am lucrat cu domnul Dinu la un film care încă nu a apărut, dar a fost făcut acum mulți ani. Și noi ne cunoaștem, pentru că atunci când am lucrat, eram student. Și cu domnul Dinu, de fapt, am făcut primul meu film. Portret în pădure. Și când am dus-o pe Alexandra la casting, m-a văzut după foarte mulți ani domnul Dinu și eram cu barbă și a văzut potențialul. Și a zis, te faci blond? Mă fac blond. Și așa a fost tot. Povestea a fost de fapt o întâmplare. M-a trimis spiritul. A zis, du-te acolo, hai și tu. Și am primit acest rol minunat. Și cu Mircea, acum este cadou meu la acest film, Mircea.